În această dimineață, în jurul orei 9, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța a fost solicitat să intervină în stațiunea Costinești la o explozie pe dig. La fața locului au fost alocate mai multe resurse, embarcațiunea RIB, o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor și ulterior echipajul CBRN din cadrul inspectoratului. Sosiți la fața locului, colegii au perimetrat zona. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Se confirmă faptul că este vorba despre o explozie în dig.